Salutare și bine v-am găsit din nou la un nou episod, de data asta la evoluția farmingului. Deci aici este, ca de obicei, cum știți, Farming Simulator 14. Cum a evoluat el din Farming Simulator 14. Combina asta o avem și noi, dacă o știți. Cum a evoluat acest joc, acest mic joc, pentru că doar o semănătoare mică. Hai. Deci, sunt mai multe tractoare, uitați ce fain, uitați ce frumos. Aceasta este evoluția lui Farming Simulator 14. A venit Farming Simulator 15 cu combina comia și cu o semănătoare mult mai mare. Ok, dă să vedem și alte părți. Deci aici golește combina comia pe Lamborghini. Deci asta este un tractor Lamborghini. Ok, și ok. Deci el golește aici. Bun. Ok. Așa. Și eu o să mai vă arăt ce evoluția Farmingului 15 este Farming Simulator. Farming Simulator 18. Pentru că, cum știți, acest joc a evoluat, deci un pic, un pic, un pic. Acest joc a evoluat mai mult în... Wow! Cum evoluez mai mult? Hai să mai vedem încă un episod de data asta că... Deci... Ușor, se descarcă foarte ușor. Știți și voi. Deci... Un pic. Da. Din păcate, și aici. Ce să mai vă zic este că vreau să arăt un canal care vi-l recomand și vouă să vă uitați la el. Personal, Cătrălin Infinit are 13 abonați, 56 de videoclipuri și atâta. El face foarte multe episoade de PUBG și mai multe jocuri. Vreau să vă abonați la el, deci dacă nu vă abonați la mine, măcar la el, dați un like. Dați un like și să vedeți. O să fie foarte, el joacă unde jocuri de PUBG chiar foarte bine. Ok. Și ce să mai vreau să vă arăt? Cel mai tare telefonist. Dacă nu duci bani, nu duci bani. Seara asta? Seara asta, eu fute în gură. Deci, ce vreau să zic este că acest om nu mai are dinți și nu mai știe cam să vorbească. Ok, deci atâta vreau să mai vă arăt evoluția farmingului. Sau E V S evoluția farmingului. Evoluția farmingului, pentru că nu înțelegem. Evoluția Farming Simulator. Ce o să fac? Evoluția și chiar noul joc. Product not yet rated. Este Farming. Deci, vă las acum să vedeți acest videoclip și după aia vom vorbi. Acesta este Farming Simulator 19. E2 2018 trailer PS4. Eu o să vă las să vă uitați și eu o să tag și voi o să vă uitați după ce se termină trailerul, vom vorbi despre el. Deci vom avea și cățel în joc. Pare. Hey, baby,
Deci când o să deschidem garajul, cățelul va fi chiar lângă noi. Și cum observați, au avut niște chei în mână. Cred că de la tractor. Aici vreau să ne oprim. Acesta este tractorul meu preferat, John Deere. Și chiar 8000. Chiar tractorul este John Deere 8400R. O să vă las să mai vedeți și o să mă oprim pe. Prășește. Cam asta face pentru că este o prășitoare. Și mere și cu viteză, deci evident că nu prășește bine că mere cu viteză. A, se întrece cu cai. Și este vom fi în FS în Farming Simulator 19, chiar și cai să cumperi să ai. Foarte frumos. Deci, când o să ne descărcăm Farming Simulator 19 și merem la arat sau la prășit sau la semănat, ne vom întrece cu cai. Frumos. Să putem să mergem și cu calul. Ah, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Deci, stop. Stai un pic. Deci, el arăta că mere din partea stângă înspre cea dreaptă, frumos pe drum, întrecându-se cu caii. Dar este minciună. Pentru că el vine din. El merge din sud. El merge din sud în nord sau din nord în sud și tot așa. Nu vine din vest în est. Cam așa vine. Wow. Ce vedem aici? Este că avem un John Deere acolo. Mai avem un tractor pe acolo, dacă vedeți. Și dacă măriți aici, mai este mașina, silozul și un tractor vechi. Și crește foarte repede. Oh. Bun. Garajul este deschis și aici este ceva. Să vedem. Bine. Deci caracterul ăsta se va schimba cu cel care este acum, pentru că cel din fese este un pic așa mai, cum să zic, mai cu bărbică așa, dar ăsta e mai barberit. Și este la volanul unei case. Unui case care strânge chestiile. Stai. Bine, nu știu ce-o fi chestia asta albă, dar când a luat John Deere-ul, puteți să derulați în spate, dar când a luat John Deere-ul, în spate era doar un chis. Cât de mare o fi garajul ăsta? What? What? Deci arată numai una și când iasă două după aia. Și strâng toate chestiile astea și nu merg frumos. Vedeți cum lasă chestiile alea în spate. Și astea fac un fel de baloț, asta știu ce e acum, asta albă. Astea sunt niște flori medicinale. Scrie chis. Acolo sus, scrie KISS și ține mâna pe un controller și conduce. Deci KISS scrie. Farming Simulator. Cum ați văzut? Deci, ok, de să mai vă arăt. Așa. Tot despre Farming Simulator.
So the other day I was talking to Miss Squad and she was like, FS 13. Cum o să vă arăt despre Permix Motor. Ok. Op. Stai așa, de să vedem. Este și tir. Deci în Permix Motor. Op, stop. Deci acum în FS 13 Titanum Edition. Este chisuri, tractor și pendulă. Ah, deci asta chiar din fața asta din stânga este cea, seamănă cu cea din 14. Acum vine și una pe șenile. Un header de case. Acum vine astea pentru cron, pentru combinele alea. Deci chestia asta din față este taie, iarbă și face și silig. Asta la fel, taie porumbul. Asta e combina care facem, care se agață la alea două. Un header de chis pentru grâu și încă unul de porumb. Cam așa. Deci este chestia asta care se pune pentru remorc. Aici este chestia aia care după ce ai, după, dacă ai lăsat ceva în spate de la combină, vii și treier. Cum ar fi, faci chestia asta silici. Semănători și grape. Avem și chestia asta care face. Și nu în ultim o remorcă din asta mare și încă ce o greblă mare și un tir. Și un tir, cam așa arată tot. De pe Farming Simulator 14 Titanum Edition. Titanum Edition pare mai grozav. 430 Agrotron TTV. Deci arată ceva mai frumos decât cel normal. Eu am jucat FS normal și nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut mai mult Titanum Edition. Titanum Edition, în edition, în ediție, ok. Cam asta mi-a plăcut cel mai mult în Titanum Edition. Ok, ce să mai vi arăt eu? Care... Ok. FS19 nu va fi și pe Android. Farming Simulator 19 pe Android. Bine, n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic, deci... Să arată Farming Simulator 19. Zicea Farming Simulator 19. Nici de când? Alte jocuri. Alo. Trebuie să facem și noi. Referirea la ceva. Deci combina... Asta face niște baloți, cum v-am zis. Niște baloți. Ok. Ok. Cum vi-am arătat, este foarte economic, toate, deci economic, aici avem arme, chestii, telefoane, da. Până aici a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut, dați un like, un share și un subscribe, până data viitoare, eu vă salut!